Ce bine că îl avem pe Hristos cu noi. De fapt, de n-ar fi El, biserica n-ar exista. Sau ar exista doar o comunitate care să se adune, însă pentru că El este în centru atenției, de aceea și noi suntem aici. Iubiții Domnului, în această seară m-am gândit la legat de sărbătoarea dumneavoastră, pentru că cele vechi s-au dus, așa și totul e nou și în seara asta, urmează să fie și nou pe viitor. M-am gândit să vorbim cu ajutorul Domnului și călăuzirea Duhului despre cum ar trebui să arate o biserică pasionată. Ce ziceți? O biserică care e plină de pasiune, și de aceea o să folosim un verset din Scriptură, din Faptele Apostolilor, capitolul 9, versetul 31. Fapte 9, versetul 31. Aș vrea să fim foarte atenți, să ne uităm la el și cu ajutorul Domnului să vedem despre ce este vorba. Fapte 9, versetul 31. Biserica se bucura de pace, ca și dumneavoastră aici, așa-i? În toată Iudeea, Galileea și Samaria și la Seatle. Se întărea sufletește și umbla în frica de Domnul și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. Aleluia. Mai repet o dată. Se întărea sufletește, umbla în frica de Domnul și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. Mai întâi vă binecuvântez în numele Domnului, vă aduc salutări sfinte de la frații dumneavoastră. Încredeți-vă în promisiunile lui Dumnezeu, că în El toate sunt da. Adică ce spune și face, și dacă avem cuvântul lui Dumnezeu cu noi, ne bucurăm de promisiunile Lui, că le descoperim în ele, în cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că vă numiți Passion for Christ, adică pasiune pentru Hristos, ce înseamnă de fapt să fii pasionat? Cum arată un om pasionat? Cine îl poate descrie? Cum arată un om pasionat? Mai tare. Așa, plin de foc, nu? Altceva. Cum arată un om pasionat? Plin de energie, plin de viață, plin de dragoste, așa? Un om devotat, așa, din toată inima. Plin de râvnă. Deci când te uiți la el, vezi pe fața lui că ăsta e pasionat de ceva, nu? Cum ești, frate? Păi așa, și pleci capul în jos. L-ai pasionat? Are la pasiune în el? Nu are. Cum să aibă pasiune? Dar dacă îl întreb, cum ești, frate? Slavă Domnului, plin de bucurie, mergem înainte. Păi parcă spune ceva, parcă și pe tine te împinge și dacă cumva ceva nu e în ordine cu tine, numai când îl auzi ești provocat și tu să-l urmezi. Scriptura ne învață în ce anume trebuie să fim pasionați. În ce anume trebuie să fim pasionați. Și aș vrea să vă provoc în această seară să fim foarte atenți. În Scriptură, textul pe care l-am citit, sunt trei aspecte care le subliniază Biblia aici în versetul acesta. Se întărea sufletește, erau în frica de Domnul și Duhul lui Dumnezeu era cel care făcea lucrarea mai departe. Eu o să le schimb puțin ordinea și am să vorbesc mai întâi despre ce înseamnă să fie un om plin de frica lui Dumnezeu. Apoi, ce înseamnă un om să fie întărit sufletește? Pentru că întărirea aceasta se face doar prin cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi ce înseamnă să fii un om plin de Duhul Sfânt? Dacă nu le voi prinde în seara asta pe toate, înseamnă că mai trebuie să vin o dată. Dar o să vedem. Ce înseamnă să fii un om care să porți în tine frica de Domnul? Un om care se teme de Domnul poate fi pasionat. Ce ziceți? Poate fi pasionat.
Înainte de a vă spune mai multe, vreau să vă aduc aminte de Domnul Iisus. Dacă vrei să afișezi Isaia capitolul 11, versetul 1 și 2, Isaia capitolul 11, versetul 1 și 2, sau chiar și 3, dacă vrei să afișezi, pentru că vreau să vedeți ce înseamnă să fii un om pasionat, dar cu frică de Dumnezeu. Isaia 11, dacă vrei să afișezi. E mai greu că nu mă înțelege bine, dar... Îl ajută frații care traduc acolo. Deci Isaia capitolul 11, ia auziți. Capitolul 11, versetul 1, nu versetul 16. Aș fi vrut să citiți împreună cu mine. Ia auziți, citim versetul 1 și 2. Apoi o draslă va ieși din tulpina lui Isai. Știți despre cine e vorba? Știți despre cine e vorba, nu? Așa, și un vlăstar va da din rădăcinile lui. Versetul 2. Duhul Domnului, auziți, se va odihni peste el. Și acum fiți atenți despre ce vorbește Biblia aici. Duh de înțelepciune... Dar eu o să spun, acolo spune și de pricepere. Duh de pricepere, Duh de sfat, Duh de tărie, Duh de cunoștință și Duh de... Duh de frică de Domnul. Și acum uitați-vă la versetul 3, că e foarte important. Versetul 3. Pune versetul 3. Auziți? Plăcerea lui, pasiunea lui va fi... Citiți tare, vă rog. Va fi? Wow! Pasiunea lui va fi frica de Domnul. Despre cine e vorba? Despre cine? Despre Domnul Iisus, așa-i? Deci, Domnul Iisus Hristos purta în el și era o plăcere pentru el să poarte în el frica de Dumnezeu. Era o plăcere pentru el. De ce este așa de importantă frica de Domnul? Doar vă amintesc. Știu că știți multe versete, dar eu vi le amintesc. Pentru că este un izvor de viață. Proverbe 14:27. Pentru că frica de Domnul este urârea răului și aici explică ce urăște frica de Domnul. Trufia, mândria, purtarea rea și gura mincinoasă, Proverbe 8:13. Pentru că frica de Domnul, aici te rog nu mai afișa versetele pentru că sunt multe și nu vreau să le afișăm, doar le amintesc eu. Pentru că frica de Domnul este începutul înțelepciunii, Proverbe 111:10. Proverbe 11:10. Pentru că frica de Domnul, Psalmul 111:10, este înțelepciune și pricepere, Iov 28:28. Pentru că frica de Domnul este începutul științei, Proverbe 1:7, 9:10. Pentru că frica de Domnul este comoara Sionului. Auziți, este comoara Sionului. Păi după o comoară ești pasionat, nu? Este comoara Sionului. Pentru că frica de Domnul este școala înțelepciunii, Proverbe 15:33. Pentru că frica de Domnul este curată și ține pe vecie. Pentru că frica de Domnul, auziți, ne ferește de cursele morții. Frica de Domnul ne ferește de cursele morții, Proverbe 14:27. Frica de Domnul duce la viață, Proverbe 19:23. Frica de Domnul ne abate de la rău. Ne abate de la rău, Proverbe 16:6. Auziți, frica de Domnul lungește zilele vieții. Vreți să trăiți mult? Vreți să trăiți mult? Atunci frică de Domnul. Proverbe 10:27. Frica de Domnul te ține lângă Dumnezeu. Ați auzit? Frica de Domnul te ține lângă Dumnezeu. Numai că cum poți să ajungi la frică de Dumnezeu? Cum putem ajunge la frică de Dumnezeu? În primul rând, trebuie aleasă. Adică trebuie să alegi să te temi de Dumnezeu.
Biblia spune asta. Trebuie neapărat să alegi să te temi de Dumnezeu. Cartea Proverbe, capitolul 1, versetul 20 la versetul 29, spune că unii n-au ales să se teamă de Domnul. În Psalmul 119, versetul 173, n-au ales să se teamă de Domnul, sau au ales să se teamă de Domnul. Deci trebuie neapărat aleasă. Adică eu trebuie să decid în dreptul meu să mă tem de Domnul. Aleg în fiecare zi să mă tem de Dumnezeu. Decid în fiecare zi să mă tem de Dumnezeu. Asta trebuie să o alegi. Încă ceva care e foarte important legat de frica de Dumnezeu. Frica de Dumnezeu trebuie neapărat învățată. Trebuie învățată. Dar cum o învățăm? Haideți să vedem cum o învățăm. Auzind cuvintele lui Dumnezeu, învățăm să ne temem de Domnul. Auzind cuvintele lui Dumnezeu, învățăm să ne temem de Domnul. Dumnezeu cheamă națiunea lui Israel și zice: vină încoace, vreau să stau de vorbă cu tine. Și Dumnezeu începe să vorbească și îi spune lui Moise: vorbește-le și spune-le, auzind cuvintele mele să învețe să se teamă de mine. Wow! Știți că și credința vine în urma... Știți că uneori noi citim Biblia și nu auzim? O citim uneori și nu auzim, știți? Când citim Biblia, ar trebui să auzim. Ar trebui să auzim. Când deschidem Cartea Sfântă, să ne imaginăm că Dumnezeu din cer vorbește. Și în timp ce noi ascultăm cuvintele pe care noi le rostim, să nu ne auzim vocea noastră, ci să auzim vocea lui Dumnezeu. Mi-a plăcut de o mamă care a avut băiatul plecat de acasă, departe, și băiatul a trimis o scrisoare. Și în scrisoarea aceea a scris nevoile pe care le are. Și s-a dus la un polițist să-i dea scrisoarea să o citească. Polițistul, când a luat scrisoarea, a citit-o. Eu spus: mama, am nevoie, așa, sau mama, am nevoie, și așa mai departe, stilul ăla de polițist, de... Și-o zis: ia uzi-mă ce obraznic e ăsta. Copilul ăsta e așa de obraznic și vine să-mi ceară mie chiar așa? Și au zis: hai să mă duc la preot să citească și preotul. Și preotul o citit cu altă tonalitate. Și-o zis: mama, am nevoie. Și-o zis: mama, nu așa, da. Dar știți ce-a auzit ea în timp ce amândoi citeau? Vocea copilului. Vocea băiatului ei. Câți dintre dumneavoastră ați comunicat prin scrisori înainte de a vă căsători? Ridicați mâna, haideți. Da, prin mesaje, așa, telefonice. Ei, când dumneavoastră citeați mesajele de la viitoarea soție, în timp ce le citeați, ce auzeați? Și eu de-abia așteptam să primesc scrisorile de la soție. Și când veneau scrisorile, nu mai puteam de bucurie și parcă auzeam vocea în timp ce citeam scrisorile ei. Când noi citim cuvântul lui Dumnezeu, Tatăl nostru cel mai bun, Împăratul împăraților, Dumnezeul Dumnezeilor, Cel care ține istoria în mână, ține pământul în mână, ține viața noastră în mână, dragii mei, ar trebui să auzim vocea. Și în timp ce auzim vocea lui Dumnezeu, în noi se intre teama de Dumnezeu, respectul față de El. Dar mai există ceva. Frica de Domnul se învață aducându-ne mereu și mereu aminte că între noi și Dumnezeu există un legământ. Ascultați-mă bine asta. Dacă în mintea noastră tot timpul există gândul acesta,
Între mine și Dumnezeu există un legământ. Nu pot să încalc legământul cu El. Învățăm frica de El. Învățăm să-L respectăm. Învățăm să ne temem de El. Asta ne aduce aminte și învățăm să ne temem de El. Dar vă mai spun ceva foarte interesant. Câți dintre dumneavoastră vreți să învățați frica de Domnul? Dar să o învățați așa curată. Acum am să vă spun ceva ce e scris în Biblie, care poate o să vă șocheze. Învățăm să ne temem de Domnul din zeciuiala. Aleluia! Ăsta e casierul! Dragii mei, dar e biblic! Învățăm să ne temem de Domnul dăruind zeciuiala. Haideți să citim un verset, dacă poate să-l afișeze, pentru ca să vedem despre ce este vorba. Deuteronom capitolul 14, Deuteronom capitolul 14, versetul 22 și 23. Deuteronom capitolul 14, versetul 22 și 23. Vreau să-l citim, să vedeți că Dumnezeu l-a învățat pe Israel și a zis așa: în momentul în care tu mi-aduci zeciuiala, de fapt tu recunoști că eu sunt cel care binecuvântez, cel care îți dau tot ce ai nevoie. Uitați-vă ce spune Biblia. Dacă vrei să afișezi, să iei zeciuială din tot ce îți va aduce sămânța, din ce îți va aduce ogorul în fiecare an. Următorul verset. Mai departe. Să mănânci înaintea Domnului Dumnezeului tău în locul pe care îl va alege, ca să-și așeze numele acolo, zeciuiala din grâul tău, din mustul tău, din unde lemnul tău și din tâiul născut din cireada ta, din cireada și turma ta. Ca să te înveți să te temi de Dumnezeu. Wow! Ca să înveți să te temi de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, teama asta de Dumnezeu, ce vrea să spună că e? Ca să înveți să-L respecti pe Dumnezeu. Că asta cuprinde teama de Dumnezeu. Și uitați-vă, Domnul Iisus Hristos, care era Fiul lui Dumnezeu, plăcerea Lui era teama de Dumnezeu, adică respectul față de Dumnezeu. Și știți cum a dovedit-o El? Uitați-vă în Evanghelia după Ioan. Peste tot, Domnul Iisus Hristos mărturisește și spune: nu fac nimic de la mine. Fac tot ce mi-a spus Tatăl să fac. Împlinesc tot ce mi-a spus Tatăl să împlinesc. Adică toată lucrarea pe care o fac eu, o fac din perspectiva Tatălui, pentru că Tatăl mi-a poruncit să fac. Și în toate, pentru că a fost un om care l-a respectat pe Dumnezeu în toate, și a fost ascultător până la moarte și încă moarte de cruce, Dumnezeu l-a înălțat mai presus de oricine, orice în universul acesta, și i-a dat un nume mai mare decât orice alt nume, pentru ca în numele Lui să se plece orice genunchi din cer, de pe pământ și de sub pământ. Binecuvântat să fie Dumnezeu! Pentru că în inima Lui Hristos era dorința, era plăcerea să-L respecte pe Dumnezeu. Dragii mei, când noi învățăm să respectăm pe Dumnezeu, ascultați-mă, Dumnezeu ne binecuvântă. Uitați ce spune cuvântul Domnului mai departe. E foarte important. Pe lângă faptul că o învățăm, frica de Dumnezeu, sau că o alegem să ne temem de Dumnezeu, învățăm să ne temem de Dumnezeu, frica asta de Dumnezeu trebuie neapărat păzită. Să știți că fiecare suntem tentați să nu îl respectăm pe Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că purtăm în noi ceva care nu poate să nu păcătuiască. Ați auzit ce am zis? Adică purtăm în noi firea pământească care totdeauna va păcătui. Totdeauna va păcătui. Dar mai purtăm în noi și ceva care nu poate păcătui. Deci amândouă sunt în noi. Există omul vechi, firea pământească, care nu poate să nu păcătuiască. Dar există omul nou, transformat de Dumnezeu, pus de Dumnezeu în noi, care nu poate să păcătuiască. Și aici este lupta. Pentru aia Pavel spune bisericii din Galatia:
Firea împotriva Duhului, Duhul împotriva firii. Sunt două lucruri potrivnice, tot timpul luptă. Pentru că firea pământească vrea să păcătuiască și nu poate să nu păcătuiască, și Duhul care nu vrea să păcătuiască și niciodată nu va păcătui. De aceea Ioan spune că cel născut din nou nu poate păcătui, pentru că omul născut din nou niciodată nu va păcătui. Pentru că e omul nou. Firea pământească totdeauna va păcătui. Și dacă mă înțelegeți, da, e ok. Ferice de cei care se tem de Domnul și care au o mare plăcere pentru a respecta pe Dumnezeu. Aleluia. Ferice de oricine se teme de Domnul și gata să umble în căile Lui, respectându-L pe Dumnezeu. Cei din vremea aceea, ucenicii din vremea aceea, erau plini de frica de Dumnezeu. Nu știu dacă ați fost atenți la ce am citit. Mai citesc o dată. Faptele Apostolului, capitolul 9, versetul 31. Se întărea sufletește și umbla. Umbla în frica de Dumnezeu. Umbla respectându-L pe Dumnezeu. Plăcerea lor era să-i facă lui Dumnezeu pe plac. Asta era plăcerea lor. Plăcerea lor era nu cumva Dumnezeu să se supere. Și ascultați-mă, eu știu că nu ne place să ne uităm în urmă, în spate, să vorbim de oamenii din trecut. Dar ascultați-mă ceva care e foarte important. Știți cum am crescut eu? Am crescut între niște oameni care n-aveau multă teologie. Dar pentru ei era o problemă, un păcat mic. Când oamenii veneau la biserică, am crescut într-o biserică de la țară, când oamenii veneau la biserică, știți că era primul lucru care și-l puneau, prima întrebare care și-o puneau? Nu cumva L-am supărat pe Dumnezeu cu ceva? Nu cumva Dumnezeu a fost întristat din cauza mea, din cauza vorbelor mele, din cauza atitudinii mele? Eram mic și l-auzeam pe un frate mai în vârstă, un fratele Pavelea, se ridica la amvon și spunea: fraților, am greșit astăzi. Eu nu pot să fac slujba. Eu îl judecam în mintea mea, că nu înțelegeam de ce face asta. Eu nu pot să intru în slujire să fac slujba, că am păcătuit, am scos un cuvânt pe gură care nu e ok, care nu e în ordine. Aș vrea să-mi cer iertare înaintea lui Dumnezeu și în fața bisericii și să vă rugați pentru mine. Nu l-am înțeles atunci. Nu l-am priceput atunci. Dar în omul acela era teama, nu cumva Dumnezeu să se supere pe el. Dacă când s-a ridicat bărbatul acela în picioare și a văzut o fată oarbă, că a intrat pe ușă și Duhul Sfânt a venit peste el și a zis: Domnul mă înștiințează, fata era oarbă din naștere, că astăzi Domnul o vindecă, în duminica aceea a fost vindecată. Când intrau frații în biserică, între asemenea oameni, le era teamă să facă vreun păcat. Tata a mers în pădure și au vrut să taie lemne și i-a spus pădurarului, au numărat 1, 2, 3, 4, 5, astea sunt lemnele care să le tai. Și el o tăiat cu unul sau două mai mult. Când s-a dus la rugăciune, s-a ridicat fratele în picioare și a zis: Domnul m-a științat că ai fost în pădure astăzi și ai tăiat cu două lemne mai mult. Intra groaza în oameni, pentru că a început să intre frica de Dumnezeu. Dumnezeu trebuia respectat. O soră care a mers la piață cu găinile și a avut câteva găini ca să le vândă, și pe masa aceea, ca să nu plătească taxă pentru masa aceea, au scus o găină să nu dea mai mult pentru taxe. Și când a venit la biserică, Dumnezeu a ridicat prorocul în picioare și a zis: soră, tu azi ai fost în piață și ai ascuns găina să nu plătești taxă. E un păcat înaintea lui Dumnezeu. Așa înțelegeau oamenii frica de Dumnezeu. Dragii mei, nu cumva Dumnezeu să fie supărat cu ceva. Nu cumva Dumnezeu să se mânie din pricina unui cuvânt, din pricina unei atitudini, din pricina unei stări pe care o avem în viața noastră. Nu cumva Dumnezeu să fie supărat.
Eram la rugăciune împreună cu frații și trebuia să începem rugăciunea. Dar înainte ca să se înceapă rugăciunea, intram în rugăciune de mărturisire. Și se ridica prorocul în picioare și spunea: Tu, domnul moștința, să ieși la mărturisire. Unul zis: eu n-am ce mărturisi. Chiar nu ai? Mă minte Dumnezeu? Nu, nicio problemă. Stai liniștit, ne plecăm pe genunchi. S-a ridicat prorocul în picioare și a spus: asta ai făcut. Pentru că frica de Dumnezeu era așezată în inima lor. Dragii mei, așa trebuie respectat Dumnezeu. Nu cumva Dumnezeu să se mânie. Și când Dumnezeu are asemenea oameni, biserica crește. Pentru că știți ce vrea lumea din jurul nostru? Vrea oameni care să semene cu Dumnezeu. Vrea oameni care să se asemene cu El în tot ceea ce sunt, în ceea ce fac, în ceea ce umblă. Să știți că oamenii sunt în căutare de chipuri asemănătoare a lui Dumnezeu. Sunt în căutarea lor. Vor să-i vadă trăind printre noi. Și ascultați-mă, știți cât de mult îl vor cunoaște pe Dumnezeu? Cât de mult Dumnezeu se arată prin tine? Nu mai mult. Atât îl vor cunoaște copiii tăi, atât îl vor cunoaște colegii tăi de muncă, atât îl vor cunoaște vecinii tăi, atât îl vor cunoaște bătrânii la care lucrezi, cât îi permiți lui Dumnezeu să fie văzut prin tine. Și ascultă-mă, cu cât îl vei respecta mai mult pe Dumnezeu, cu cât îl vei respecta mai mult pe Dumnezeu, îți va fi teamă să nu cumva să păcătuiești. Îți va fi teamă nu cumva Dumnezeu să fie întristat pe tine. Nu cumva Dumnezeu să se mânie pe tine. Dragii mei, ucenicii, asta au înțeles. Ei umblau în frica de Dumnezeu. Dar s-a întâmplat că s-a vârât păcatul între ei. Și au zis, s-au adunat toți împreună, exact ca și la Passion. Toți erau împreună și au zis: luăm o decizie. Vindem tot ce avem. Suntem pregătiți să vindem tot ce avem. Punem toți banii împreună și vrem să-L trăim. Domnul Iisus e mai marele nostru și vrem să trăim ca în comunism. Adevăratul comunism, cum au vrut alții, dar nu, numai că l-au schimbat ei altfel. Și-a venit diavolul, nu i-a obligat Dumnezeu. A venit diavolul în mintea unei familii și-a vândut moșioara, și-a vândut ce-a avut. Și când a venit înaintea lui Petru, Petru întreabă. Zice: cu cât ați vândut moșioara? Ce ziceți? Dacă ei spuneau adevărul, mureau? Spuneți, mureau sau nu mureau? Nu mureau. Dar ei ce au spus? O jumătate de adevăr. Sau o minciună. Așa-i? O zis: nu, numai cu atât am vândut moșioara. Știți ce zice Petru? Cum de v-a umplut Satana inima să-L mințiți pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? Wow! Dragii mei, din cauza asta trebuie înțeles că orice păcat pe care îl facem lovește în Dumnezeu. Lovește în Dumnezeu! Ei au zis: îi mințim pe Petru, pe apostol, pe cei 12, nicio problemă. Am rezolvat treaba și îi mințim pe ei. Fără să realizeze, de fapt, că ei îl mințeau pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Știți de ce îl mințeau pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? Pentru că făceau parte din biserică. Și biserica nu era condusă de apostoli, era condusă de Dumnezeu prin apostoli. Dar ei n-au priceput asta. Și ascultați-mă, noi suntem conduși de Duhul lui Dumnezeu și ori de câte ori greșim, păcătuim, bârfim, vorbim de rău, lovim în unul, lovim în altul, ori de câte ori facem un păcat, lovim în Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Lovim în Dumnezeu. O biserică pasionată, ascultați-mă, în primul rând, umblă în frica de Dumnezeu. Passion for Christ. Dacă sunteți pentru Hristos, demonstrați-o, că aveți o pasiune reală pentru El. Nu cumva Hristos să fie supărat, jignit. Tineri dragi care ieșiți aici și cântați, ascultați-mă,
Viața voastră trebuie să fie curată. Luptați, nu cumva Hristos să fie întristat pentru ceea ce poate acceptați în viața voastră. Nu vă jucați, Dumnezeu rămâne sfânt. Dar mai e ceva, Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Biserica este chemată să reprezinte pe Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că biserica este stâlpul și temelia adevărului. Biserica este stâlpul și temelia adevărului. Prin biserică, spune apostolul Pavel, Dumnezeu își descoperă înțelepciunea nespus de felurită. Prin biserică. Prin biserică se descoperă adevărul pur și curat, dumnezeirea. În biserică și prin biserică se descoperă Hristosul, care este calea, adevărul și viața. Slăvit să fie Domnul! Se poate oare descoperi Hristosul printr-un vas murdar? Se poate oare arăta Hristosul cum arată printr-un vas murdar? Nu. De aceea aș vrea în seara aceasta Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să ne atingă inima. Amin. Să ne miște inima. Probabil că o să vorbesc mai de subiectul ăsta, că celelalte două le lăsăm pe altă dată. Înseamnă că de două ori mai trebuie să... Mă bat frații de la San Antonio după aia. Trebuie să pricepem, dragii mei, că acolo unde păcatul acoperă... Câți dintre dumneavoastră, aici cel puțin am văzut că nu se prea lucrează, în Austria se lucra diferit, pentru că toate casele se construiau din cărămidă și apoi trebuiau tincuite. Și se punea câte un proiector, mai ales cei care lucrau seara, și frații români, le place să lucreze seara, după ce își termină jobul, vin acasă și lucrează. Și își puneau proiectorul ăla de lumină, îl puneau jos și în timp ce ei aruncau pe zid, mă înțelegeți cu ce trebuia, pe zid, de pe zid cădea și stropea proiectorul de lumină. Și proiectorul acela, mai se întâmpla că mai mergeam să-i mai vizitez, să văd ceva, și când mă uitam, dar voi n-aveți lumină destulă aici, ce-i cu voi? De ce nu aveți lumină destulă? Știți de ce aveți lumină destulă? Pentru că proiectorul e acoperit de mizerie. Înțelegeți? Deci chiar dacă suntem copii al lui Dumnezeu, când permitem păcatului să intre în viața noastră, să vină în viața noastră, acoperim lumina care ar trebui să strălucească. Dragii mei, acoperim lumina care ar trebui să strălucească. Nu mai poate străluci, pentru că păcatul acoperă proiectorul, acoperă lumina și nu mai există lumina aia pură, clară, curată, care ar trebui să fie. De aceea aș vrea frica de Domnul, frica de Dumnezeu să vă stăpânească inimile. Frica de Dumnezeu să vă stăpânească inimile. Și ca să poată fi inima noastră stăpânită de frica de Dumnezeu, trebuie neapărat să fim umpluți de Duhul lui Dumnezeu. Neapărat umpluți de Duhul lui Dumnezeu. Nu se poate altfel. N-avem cum să mergem mai departe. Ce fel de Duh era peste Domnul Iisus Hristos? Ultimul care l-am citit. Duh de? Mai vă aduceți aminte? De frică de Domnul. Duh de frică de Domnul. Și asta este lucrarea Duhului Sfânt. Când Duhul lui Dumnezeu vine noi, știți ce face cu noi? Ne ajută să-L respectăm pe Domnul. Duhul lui Dumnezeu nu face altceva decât ne ajută, este noi, ca să-L respectăm pe El. Toată slava nu aparține bisericii. Nu. Ea vine de sus, coboară peste noi, dar ea trebuie să meargă înapoi. Slava lui Dumnezeu vine peste biserică, nu ne putem permite să o luăm asupra noastră. Cât de bune am fi orator sau predicator sau muzicien sau cântăreți sau orice ar fi, nu avem voie să ne permitem să acceptăm slava. Slava îi aparține lui Dumnezeu. Ea vine peste noi, o lasă Dumnezeu să vină peste noi, ne umple, ne ridică, ne edifică, pur și simplu se întâmplă ceva în viața noastră, dar ea trebuie să meargă spre Hristos și spre dumnezeire. Pentru că dumnezeirea trebuie să-și primească slava, nu noi, nu oamenii, ci Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul. De aceea ucenicii au înțeles chemarea Domnului Iisus Hristos și au zis, e adevărat că și în mintea lor exista tot felul de întrebări. Și la un moment dat l-au întrebat pe Domnul, Doamne, în vremea asta ai de gând să...
Păi poate avem și noi un loc acolo. Poate primim și noi o poziție. Și ce-a zis Domnul? Nu-i treaba voastră? Să știți? Dar bine, dar care-i treaba noastră, Doamne? Dacă nu-i treaba noastră să știm vremurile și soroacele, care-i treaba noastră? Faptele Apostolilor, capitolul 1. Care-i treaba noastră? Treaba voastră este să stați aici în Ierusalim, să nu vă duceți, că trebuie să vină Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și când va veni Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, va veni o putere peste voi. Deci nu se poate putere fără Duhul lui Dumnezeu. Noi mai zicem uneori că numai putere și așa mai departe și încercăm să privim doar la Duhul lui Dumnezeu ca la o putere. Nu se poate, nu se poate putere fără Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. E doar o aramă sunătoare, atât. E doar gălăgie, atât. Dar când vine Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, va veni peste voi, veți primi o putere, pentru că Duhul lui Dumnezeu reprezintă puterea. Duhul lui Dumnezeu reprezintă puterea. Și apoi misiunea voastră nu-i să vă opriți între patru ziduri, ci misiunea voastră este să mergeți, să reprezentați pe Hristos. Să înfiți martori. Nu, uitați-vă, vă rog frumos, pentru că nu mai e timp, uitați-vă, vă rog frumos, și luați cartea Faptele Apostolilor, să vedeți ce s-a întâmplat și ce fel de mărturii a adus Dumnezeu prin oamenii aceia. O întors lumea pe dos, spune Biblia. Dar cum a putut să o întoarcă? Petru se ridică înaintea unei slujnice, eu nu-l cunosc, bleastă, mă, nu-l știu. Și se ridică în fața unei mulțimi, 3000 de oameni. Predică Evanghelia. Și ascultați-mă, o predică atât de simplă, în 3 minute o poți citi, toată predica. Și se ridică plin de Duhul lui Dumnezeu, de puterea lui Dumnezeu care era în el, pentru că era Duhul lui Dumnezeu peste el. Și predică. Și știți ce face Duhul Sfânt? Iese din el, ia cuvintele pe care le transmite și străpunge inima oamenilor. Străpunge inima oamenilor. Și când inima oamenilor este străpunsă, știți ce se întâmplă? Ce să facem? Suntem vinovați, ce să facem? Suntem de vină, am păcătuit, ce să facem? Da, noi l-am omorât pe Hristos, da, așa este, ce să facem? Și Petru le spune, pocăiți-vă, pocăiți-vă. Pavel predică Evanghelia. Oamenii care au înțeles chemarea, ucenicii Domnului Iisus, se duc din loc în loc, predică Evanghelia. Toată cetatea s-a întors peste cap. Dar cum s-au putut întoarce? Din pricina unor oameni care și-au înțeles treaba. M-ați înțeles? Din pricina unor oameni care și-au înțeles treaba. O biserică care vrea să fie pasionată trebuie să aibă plăcere în a respecta pe Domnul. În al doilea rând, o biserică care vrea să fie pasionată trebuie neapărat să fie umplută de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Trebuie neapărat. Și închei spunându-vă, o biserică care trebuie să fie pasionată și vrea să fie pasionată trebuie să aibă neapărat Scriptura. Nu se poate fără Scriptură. Înțelegi? Nu se poate fără Scriptură. Știți că Domnul Iisus Hristos numește Cuvântul lui Dumnezeu, în Ioan capitolul 10 vorbește și spune despre Cuvântul lui Dumnezeu și despre Scriptură. Știți de ce Domnul Iisus a numit Cuvântul lui Dumnezeu? Pentru că toată cartea asta, Biblia, a fost venită de la Dumnezeu. E Cuvântul lui Dumnezeu. E Cuvântul lui Dumnezeu. Nu avem timp să intrăm în direcția aceasta, să vă dau versetele. E Cuvântul lui Dumnezeu. Nimic, nimic. Știți ce a spus Domnul? Nici măcar, mă puteți ajuta, nici măcar o iotă sau o frântură. Știți ce înseamnă o iotă? Cât o virgulă. Cât o virgulă. Nici măcar o iotă nu-i venită de la oameni, e venită de la Dumnezeu. Știți ce înseamnă o frântură? E ca o bulă mică. Nici măcar aia, jumătate de virgulă. Nici măcar aia nu-i venită de la oameni. Totul-i venit de la Dumnezeu. De la Geneza capitolul 1 până la Apocalipsa, ultimul verset, totul îi venit de la Dumnezeu. De-aia Domnul a spus Cuvântul lui Dumnezeu și a mai spus ceva, Scriptura. Știți de ce e Scriptura? Pentru că Dumnezeu a lăsat exact granițele și exact cât o trebuie să fie scris, nu mai mult. Ioan spune că se putea scrie mult mai mult. Știți, nu? Când își încheie Ioan Evanghelia. Zice, se puteau scrie și dacă s-ar fi scris tot despre Domnul Iisus Hristos, n-ar fi căput în toată lumea, cărțile, în lumea de atunci, cărțile care erau scrise. Dar nu s-au scris toți.
O lăsat Dumnezeu Scriptura, adică exact cât e nevoie, cât e nevoie, pentru că toată cartea aceasta are în vedere răscumpărarea omului prin Hristos. Toată cartea asta are în vedere răscumpărarea omului prin Domnul Iisus Hristos. Și este destul cât Dumnezeu ne-a dat pentru ca omul să fie mântuit. Este destul că Dumnezeu ne-a dat pentru ca omul să trăiască după standardele lui Dumnezeu. Este destul că Dumnezeu ne-a dat prin Scripturi, prin cartea aceasta, pentru ca omul acesta să poată fi destoinic pentru orice lucrare bună. Pentru, de ce? Că toată Scriptura e însuflată de Dumnezeu. Domnul să vă binecuvânteze. Aș vrea să ne rugăm. Aș vrea să vină grupul acesta de fete care au cântat cântarea aceea frumoasă, să mai cânte o dată. Mai vreți să o cântați o dată? Puteți să o cântați? Haideți aici în față. Aș vrea să mai cântăm cântarea asta. Și aș vrea să stăm înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Eu nu știu dacă lumina care este în tine strălucește, dar să strălucească așa cum vrea Dumnezeu. S-ar putea să fie acoperită, acoperită cu mizerie, cu păcat, datorită atitudinii tale, nerespectându-L pe Dumnezeu la standardul pe care El a cerut de la noi, l-a dorit de la noi. Poate prin privire, poate prin vorbă, poate prin atitudine. S-a pătat lumina ta. Eu cred în sângele lui Hristos. Ascultați-mă, știu că de multe ori venim la altar și facem chemări la altar și foarte bine, dar aș vrea în această seară, dacă ne rugăm, să ne rugăm să ne ajute Dumnezeu să fim oameni aceia care să ne temem să păcătuim. Să ne temem să păcătuim. Când păcatul bate la ușă la tine, când oferta păcatului vine înspre tine, să fii gata să spui nu. Un tânăr crescut într-o familie în Austria, mama lui era credincioasă, tatălui nu. S-a întors la Dumnezeu și el, s-a botezat. Dar a lăsat ca Duhul lui Dumnezeu să-i prelucreze viața, să-i miște mintea, inima. Și într-o zi a întâlnit un român, un tânăr, era într-un magazin, s-a apropiat de el, a auzit ăsta că vorbea românește. A intrat în discuție cu el și tot discutând l-a dus cumva spre Dumnezeu. Și tânărul acesta îl invită pe Claudiu, l-a luat la casă. Când a intrat în camera lui, camera lui era plină de mizerii. Pe pereți erau doar mizerii. Pe scaune erau doar reviste mizerabile. Și acest tânăr îi spune: auzi, poți să te uiți și tu la mizerile acelea? Știi ce spune tânărul acela? Nu. Nu. Și ăsta mirat, 20 ceva de ani, cum adică nu? Nu, nu. Eu nu-mi pot permite să fac asta. Se poate astăzi, la 20 ceva de ani, să uita la el și se poate să nu? Și a zis, nu, nu pot permite să fac asta. Dar de ce nu poți? Pentru că am un Dumnezeu pe care îl respect și care mă vede. S-au despărțit. Dar înainte de a se despărți, au spus, îmi dai voie să te sun? Și au zis, da. În următoarele zile, au zis, spune-mi, te rog frumos, ce pocăință ai, ce Dumnezeu ai, ce biserică ai. Pentru că vreau să merg și eu acolo. Știți de ce? Pentru că cineva a fost în stare să stea în picioare în fața unei provocări și să-L respecte pe Dumnezeu. Știu că ești provocat. Știu că ești provocată. Sunt tot felul de provocări. Ești provocată la bârfă, ești provocată la vorbire de rău, ești provocat la tot felul de lucruri mizerabile. Dar ascultă-mă. Ascultă-mă bine. Dumnezeu vrea să schimbe totul în tine.
seara asta poate fi o seară în care Dumnezeu să te elibereze de povara aceea și, ascultă-mă, să dea putere omului tău interior care nu poate păcătui. Ascultă-mă bine, omului tău interior care suspină ori de câte ori celălalt, firea pământească, păcătuiește împotriva lui Dumnezeu, omului din interior suspină. Dumnezeu poate da putere omului din interior, Duhului din tine, să fie mai puternic decât firea pământească, pentru că totdeauna firea pământească să o ții sub control, nu ia să te controleze pe tine. Nu ia să te controleze pe tine, ci Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să-ți controleze mintea și viața. N-ai vrea să stai înaintea lui Dumnezeu? Urmează nu știu câți ani înainte pe care Dumnezeu vi-i dă. Dar aș vrea să știu că aici, în Seattle, există oameni care sunt pasionați de a fi în frica de Dumnezeu, care au o plăcere să respecte pe Dumnezeu, care își doresc din toată inima să respecte pe Dumnezeu. Știți ce-i biserica astăzi? Și cu părere și cu durere în inimă o spun, doar la biserică suntem pocăiți. Venim aici, cântăm, ridicăm mâinile sus, ne rugăm, predicăm și uităm, ieșind de aici, uităm că avem un Dumnezeu care nu ne vede numai în biserică, ci ne vede și afară. Uităm că avem un Dumnezeu care trebuie respectat, nu în adunare, aici îl respectăm toți. Tăcem din gură, nu spunem nimic, vorbim, nu vorbim, cântăm, nu cântăm, ne rugăm, nu ne rugăm, ascultăm, nu ascultăm. Dacă suntem, nu ne place, ne uităm în altă parte, ne găsim de lucru, telefoanele ne mai ajută, ne uităm pe mesaje, ne uităm peste nu știu ce. Dragii mei, ieșind de aici, Dumnezeu vrea să fie reprezentat. Ascultați-mă, ieșind de aici, Dumnezeu vrea să fie reprezentat. Și Dumnezeu are nevoie de oameni care să stea drepți, oameni care să-L respecte pe El. Ați vrea să fiți oameni aceia? Ați vrea să fiți oameni aceia? Eu nu sunt omul care vreau să fiu omul acela totdeauna. Să nu găsească niciodată firea pământească din mine prilejul să poată să păcătuiască. Mi-a plăcut de un frate, era el de la țară și spunea, el se ruga mereu și zicea, Doamne, nu lăsa să iasă cuiele. El asta era rugăciunea lui, totdeauna termina rugăciunea și un frate de lângă el se tot punea lângă el și zice, mă, frate, la un moment dat, ce tot spui, nu lăsa să iasă cuiele? Zice, frate, mi-am răstignit firea. Mi-a răstignit-o. Și mă rog lui Dumnezeu, nu cumva să iasă cuiele. No, ăia din America, de aici, de la Passion, puteți folosi șuruburi. Adică să o prindeți acolo să nu mai iasă. Mă înțelegeți? Să nu mai iasă, pentru că face deranj. Face ravajii. În familie, uitați-vă ce se întâmplă când firea pământească țâșnește. Stare de nervi, atitudini de nervi, atitudini de a jigni, atitudini de a lovi, de a răni. Există ceva în tine care pur și simplu te provoacă. Există o explozie care este în tine și e gata să explodeze. Cum îți face cineva un rău? Cum ești gata să explodezi? Asta e toată lucrarea firii pământești. Și ascultați-mă, vă repet, firea nu poate să nu păcătuiască. Ea totdeauna vrea să păcătuiască. Dar există ceva din Dumnezeu în noi care a pus Dumnezeu în noi, a așezat Dumnezeu în noi. Și ăsta e Duhul lui Dumnezeu care a transformat Duhul nostru, omul din lăuntru, care tânjește și el nu poate să păcătuiască. El vrea să rămâne curat și rămâne curat. Suntem îmbrăcați în firea aceasta pământească, însă ascultați-mă, Duhul lui Dumnezeu a venit peste noi ca să ne ajute. Dați-i voie Duhului. Știți ce spune Pavel? Creștinul trebuie să trăiască după îndemnurile Duhului. Adică Duhul Sfânt ne șoptește, tu n-ai voie să faci asta, tu nu trebuie să faci asta. Din respect față de Dumnezeu, din respect față de El, tu nu poți să faci asta, tu nu-ți poți permite să faci asta, pentru că tu respecti pe El. Și ascultați-mă, o biserică pasionată va fi plină de frică de Dumnezeu, pentru că în centrul atenției și în mintea Lui este gândul acesta, nu cumva să-L supăr pe Cel pe care-L iubesc. Aleluia! Știți că suntem în perioada dragostei aceleia, nu? De logodire, așa-i? Dar vine vremea încât mirele vine să-și ia mireasă. Noi știm că suntem mireasa Lui. Și pentru că suntem mireasa Lui, știți că mirele poate veni în orice moment? Știți că mirele poate veni în orice moment? Hristos poate veni în orice moment. Dragii mei, nu cumva Hristos față de El să păcătuim. Noi trebuie să-L respectăm. Și să ne ridicăm în picioare.
pentru seara aceasta să stăm înaintea lui Dumnezeu. Se poate curăți farul tău, se poate curăți lumina ta. Și asta numai sângele lui Hristos o poate face. Numai sângele lui Hristos o poate face. Sunt aici poate persoane care au nevoie de sângele Domnului. E cineva care are nevoie de sângele lui Hristos să vină sângele Domnului peste el, să-i curățească lumina. Lumina aceea e acoperită, da, e acoperită. E acoperită. Dar Hristos prin sângele lui poate să curățească. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu e aici în această seară. Hristos e aici în această seară. Aș vrea să iei decizia și odărârea să spui: Doamne, vreau să trăiesc cu pasiune pentru Tine. Dar în dorința mea, aș vrea să fiu ca Iisus. Aș vrea să fiu ca El. Plăcerea mea să fie frica de Tine, respectul față de Tine, Doamne. Să fie o plăcere să Te respect, Doamne. O dorință sinceră, arzătoare, de drag, Doamne. Nu numai în biserică, Doamne, ci mâine afară, mâine mergând la geam, mâine mergând oriunde. Să-mi placă să Te respect, să-mi placă să Te prezint pe Tine, că Tu ești Cel care m-ai salvat și m-ai mântuit. Ești Cel care ai plătit prețul pentru mine. Aș vrea să stăm înaintea lui Dumnezeu, iar dacă sunt persoane care vor să vină aici în față, să-i curățe Domnul, să spele Domnul, să rupă Domnul orice legături, orice lanțuri, să-i dea Dumnezeu puterea de plină. Vreau să ne rugăm lui Dumnezeu. Vreau să ne rugăm lui Dumnezeu. Vreau să ne rugăm lui Dumnezeu. Aveți curajul, îndrăzneala. Ne vom pleca înaintea lui Dumnezeu. Îi vom cere lui Dumnezeu să se îndure de noi. Și vom striga ca un om care are nevoie, ca niște oameni care are nevoie urgentă, nevoie urgentă de salvare. Asta înseamnă ceva care e urgent, urgent, urgent. Avem nevoie de frica de Dumnezeu în noi. Avem nevoie de asta. E urgență, dragii mei, e urgență. Frica de Dumnezeu să fie în noi. În tot ce suntem, în tot ce facem, în tot ce lucrăm, în tot ce vorbim. Respectul față de El. Când îl vei respecta pe El, ascultă-mă bine, îl vei respecta pe cel de lângă tine. Când îl vei respecta pe El, El îți va dădrui pricepere, înțelepciune, să cunoști și persoana care este lângă tine, să cunoști tot ce se întâmplă, atitudinea, felul de a fi. Haideți să intrăm în rugăciune, ne rugăm. Ne rugăm, în timp ce se cântă, ne rugăm. Dacă mai sunt persoane care vor să vină aici în față, pot să vină. Hallelujah.